Dragi părinți, mă bucur să ne revedem la o nouă temă pe care o avem astăzi. Aș dori să discutăm astăzi despre reacția copiilor la critică. Data trecută am discutat despre reacția copiilor la provocare. Și aș vrea să încep cu o situație de săptămâna trecută, când eu și fetița mea mergeam împreună de la activitățile pe care le-am avut, eram în mașină. Și am început să discut cu ea și să o întreb cum a fost astăzi ziua ei în ceea ce privește învățarea. Și mi-a explicat, la materia cu tare am făcut așa, la materia cealaltă am făcut așa, dar la o altă materie lucrurile nu au mers bine. Și am început să-i cer explicații. Ce s-a întâmplat? De ce nu a mers bine? Doar că atunci când îi ceream explicații, tensiunea se tot ridica, iar discuția era tot mai tulburătoare și tot mai aprinsă. Fetița mi-a oferit explicațiile pe care le avea la îndemână, dar nemulțumirea mea a crescut. Am ajuns acasă, am luat bagajele din mașină, iar când am intrat în casă, ea și-a lăsat rucsacul în hol, și-a lăsat papucii și a plecat direct în camera ei. Când am venit în urma ei și am văzut rucsacul și papucii aruncați acolo în hol, tulburarea a început din nou. Am chemat-o pe un ton aspru, te rog frumos să cobori. Aici îți pui lucrurile. De atâtea ori ți-am spus că toate lucrurile trebuie spuse la loc. Fetița s-a întristat. Fără niciun cuvânt, și-a luat lucrușoarele și le-a pus la loc. Dar în acel moment, ceva mi-a atras atenția. Fața ei tristă m-a făcut să mă trezesc din nebunia în care eram și să mă întreb ce este cu mine. Și de-abia îmi trecuse prin minte aceste gânduri când se trezește băiețelul nostru și coboară pe scări. Eu și fetița eram acolo în hol și el coboară și se duce direct la bucătărie. Imediat fetița pornește avalanșa de vorbe. De atâtea ori ți-am spus că nu ai voie să mergi în bucătărie fără să te încalți. Unde-ți sunt papucii de casă? Și imediat mi-a venit să-i spun, dar ce-i cu tine? De ce vorbești așa urât cu el? Dar mi-am dat seama că, de fapt, tocmai acest lucru îl făcusem eu cu ea cu câteva minute înainte. Situația s-a liniștit, fiecare a mers la treaba lui, m-am retras și m-am dus să stau de vorbă cu Domnul. Am înțeles că situația pe care am provocat-o, furtuna de vorbe care a venit ca un tăvăluc peste ea, au adus în sufletul ei multă întristare, mult necaz și multă descurajare. Iar reacția pe care a avut-o vis-a-vis de frățiorul ei a fost și mai alarmantă. Același comportament pe care eu l-am avut, ea l-a manifestat în următoarele minute față de fratele ei mai mic. Aceeași critică aspră am văzut-o și am auzit-o din gura ei în timp ce își donjenea fratele cu fermitate și cu hotărâre. Am înțeles în acele momente în care stăteam de vorbă cu Domnul. Am înțeles că fericirea mea pentru acel moment depindea de rezultatele copilului în ceea ce privește respectiva materie. Și am înțeles că nemulțumirea mea era tot mai mare, tot mai mare. Și am cerut de la Domnul putere ca El să stingă această nemulțumire și El să fie fericirea pentru mine. Dar analizând situația, am înțeles că atunci când noi, ca și părinți, ne criticăm copiii, asta nu înseamnă că ei vor face lucrurile mai bine. Asta nu înseamnă că ei vor pune mai multă dragoste în ceea ce fac. Asta nu înseamnă că ei vor corecta acel comportament și vor dori să facă lucrurile din ce în ce mai bine. Ei se vor simți ca niște sclavi. Vor face ceea ce le spunem, dar ei nu vor fi bucuroși cu ceea ce fac. Nu vor face cu dragoste, nu vor face cu determinare. Iar pe măsură ce critica crește, nepăsarea copilului crește. Pe măsură ce critica crește, încăpățânarea copilului crește. Și pe măsură ce critica crește, încrederea că el are o valoare în ochii lui Dumnezeu scade. Așa că
Am înțeles din această experiență că nu este permis ca noi să aducem asupra copiilor noștri acești nori de întristare. Nu este permis ca noi să descărcăm lipsa noastră de stăpânire pe aceste ființe mici și firave, care au nevoie de încurajare, care au nevoie de îndrumare, care au nevoie de călăuzire în a-și birui firea. Atunci când eu am reacționat imediat la situația în care eram cu fetița mea, firea a ieșit la suprafață. Și am văzut imediat că nu sunt, că Duhul Domnului nu este cu mine, că firea este cea care vorbește din mine și nemulțumirea mea și cuvintele mele de critică n-au adus nimic constructiv nici în relația cu fetița mea, nici în rezolvarea acelei situații. Și am înțeles că Dumnezeu dorește ca noi să avem o educație liberă vis-a-vis de copiii noștri. Și El ne-a promis că El va fi sprijin pentru orice tată și pentru orice mamă care vrea să ofere o educație în care Domnul Iisus este prietenul părintelui și Domnul Iisus este sprijinitorul și susținătorul 100% în educarea copiilor. Eu am încercat să caut soluții prin propria putere și am încercat să rezolv situația prin propriile mele resurse. Dar lucrul acesta nu a adus niciun rezultat, decât consecințe care, dacă insistăm, insistăm, insistăm în critica noastră, putem să nu mai îndepărtăm aceste consecințe și ele pot să lase răni adânci și urme adânci în sufletele copiilor noștri. Am înțeles că atunci când ispita este să-ți critici copilul și poate că ești bine intenționat și vrei ca el să rezolve o problemă, dar atunci când există cu adevărat o problemă, prin rugăciune, trebuie să-i o prezinți copilului și să-l ajuți să întoarcă calea și să-l ajuți să afle calea care poate să îi aducă soluționarea. Și calea este doar Domnul Isus. Așa că vă încurajez. Atunci când sunteți tentați să vă criticați copiii dumneavoastră, atunci când este mai la îndemână firea, retrageți-vă și sprijiniți-vă pe Domnul și stați de vorbă cu Domnul și iubiți-vă copiii voștri oricum, pentru că Dumnezeu, dacă stați aproape de El, vă va trimite gândul potrivit, vă va trimite soluția de care aveți nevoie, iar relația voastră cu copilul va fi una de dragoste, una de prietenie, una de sprijin, una de susținere, de încurajare și de siguranță. Pentru că ei au nevoie de siguranța pe care noi putem să le transmitem prin relația noastră cu Domnul Isus.